chiar în momentul în care am aflat că sunt însărcinată, eu deja eram sigură că nu voi fi împreună cu bărbatul acesta. Nu ți este frică că vei fi criticată din nou? Îmi era foarte frică de, de ce spas. Mi era foarte frică să-i zic mamei. Dar să nu fi fost aceste condiții puse de mama ta, crezi că ai fi vrut să renunți la școală, la examenul de bacalaureat? Nu, da, tu ești încă tinerică, dar ce-ți trebuie să iei copil? încă termenul este mic, bei o pasteluță și gata, totul, totul este bine și totul revine la normal. Cum? ce pot să zic, era grav, dar era o rușine mare, foarte mare, că gen am făcut sex. Orice s-ar întâmpla acum cu tine, nu încerca să ignori. Salut, Mariana, încă o dată. Salut. Astăzi noi vom avea o, un. O alt fel de discuție. Pentru că tu o să ne vorbești despre istoria ta din trecut, și această istorie va fi o lecție, și în care vei da multe sfaturi. Cred că fetele o să aibă ce să învețe de la tine, și de la început chiar aș vrea să te întreb cum de-ai te -ai decis să vorbești despre trecutul tău. Uh, sincer, m-am gândit la chestia asta dacă voi avea vreodată ocazia. Uh, să discut, să vorbesc, să povestesc. Uh, și poate cineva să iau, nu știu, o pildă sau uh -huh. uh, nu pot să zic exemplu, că nu sunt eu un bun exemplu. Uh, dar poate cineva a trecut, trece sau poate va trece prin astfel de situație și îi va fi de folos. Uh -huh. Nu ți este frică că vei fi criticată din nou. Ah, critica, ea mereu a fost și mereu va fi, însă încerc zi de zi să îmi să, să creez o barieră cumva, să nu trec prin mine tot, să am un fel de filtru, pentru că altfel te autodistrugi. Mm -hmm. Dar ești așa acea persoană care atrage atenția la ce zic cei din jur sau ești așa mai indiferentă? La... Prima etapă, da, mm -hmm. nu are cum să, să nu mă afecteze, efectiv. Mă supără atunci când este pe nedrept sau uh, e o critică din asta. Ce, ce, ce naibă vrei sau ce, ce, unde te bagi, știi? Uh, dar după asta, ușor, ușor, cel mai bine e să las și trece o zi, două, știi cum? Dimineața altfel privești lucrurile, trebuie să dormi măcar o noapte cu asta. Și după aia se relaxează și îmi dau seama că bă, nu se merită. Hai să vedem cine este Mariana și în primul rând aici o să ne, ca să facem o claritate, tu ești mamă, ai o fică, numele ei este Mira, un nume foarte, foarte frumos și deosebit, o să ne povestești despre asta, cum te-ai decis cu acest nume și ce semnifică. O să vorbim și despre tatăl Mirei și de aici aș vrea să începem, să ne povestești despre Prima ta, dragoste și cum s-a ajuns că tu, la 18 ani, în clasa 12-a, ai rămas însărcinată? Uh, eram împreună cu tatăl biologic al Miroslavei de aproape 2 ani. Uh -huh. Și, sincer, totul mergea tot mai prost și mai prost. Eu tot încercam să, să rup relație, să pun punct. Însă aveam 17-18 ani și cam mai slab cu firea la vârsta aia. Eram foarte naivă, foarte influențabilă și totodată ziceam, bă, da, poate de data asta o să fie mai bine. Că tot au fost momente în care eu tot încercam să zic nu, ne despărțim și cam atât. Până n-am aflat că sunt însărcinată în septembrie 2015. Erai clasa 12 sau 11? A 12, A 12. deja eram. Uh, țin minte și acum momentul. Uh, bine, eu mă simțeam deja altfel ciudat. Mm -hmm. Amețeam, aveam dureri de cap, cumva eram mai mult slăbită și zic, poate e E ceea ce mă gândesc eu. Și am mers la farmacie, mi-am luat un test și două liniuțe. Care au fost primele tale gânduri? Cui voiai să-i spui? Prietenului tău sau părinților sau poate cele mai bune prietene? Sincer, nu eram fericită așa cum de exemplu, acum aș afla că sunt însărcinată mm -hmm. Pentru că, ți dai seama, clasa 12-a Proaspăt împlinisem 18 ani Cu iubitul era haos total Și pentru mine era Fără pământ sub picioare, nu știu Eram în șoc mm -hmm. Și asta e puțin spus pentru că din momentul ăla am înțeles că ce a fost până acum nu și... au fost probleme. <laughs> și ce urmează e cu totul altceva. Mm -hmm. Deci drumul care îl urmam, pe care îl urmam, cumva s-a destrămat, desființat, nu știu, mm -hmm. și încercam să înțeleg ce urmează mai departe. Ai avut așa gânduri să scapi de copil când, în momentele când nu știai ce să faci, nu știai dacă el e bărbatul potrivit pentru tine? Chiar în momentul în care am aflat că sunt însărcinată, eu deja eram sigură că nu voi fi împreună cu bărbatul acesta. Uh -huh. Și asta este culmea, sau ăsta este și paradoxul cel mai mare: că dintr-o parte parcă ți-e ușor să zici băi, nu-l mai iubești sau nu merge. Bine, desparte-te. De ce mai ești împreună? De ce vă chinuiți unul pe altul? Dar atunci când ești în cuplu, nu e chiar atât de ușor. Atunci încerci să găsești o mie și o de motive să, să fii împreună, să ții relația asta, să o menții, de fapt. Uh, însă atunci nu m-am gândit la urmări. Uh -huh. Nu m-am gândit cât de grav totul o să se schimbe sau cât de grav totul poate să ajungă. Dar am zis că eu voi lăsa copilul sub nicio formă. De fapt, nici nu mi-a venit ideea de a merge la avort. Uh -huh. și de parcă nici n-a existat așa modalitate sau așa opțiune. Uh -huh. Pentru mine era bă, ce fac mai departe? Cum le zic părinților? Cum fac că sunt în a 12-a, bac, da, <laughs> o mie nu? de întrebări și tot fără răspuns. Dar care a fost reacția lui când i-ai spus? El era fericit. Mm -hmm. Chiar era fericit. Ca mai apoi să, să aflu că el știa când a avut asta loc sau când s-a întâmplat, de fapt, conceperea cum ar veni. Mm -hmm. Și asta pe mine cel mai mult m-a șocat. Că de ce știai și N-ați vorbit despre asta? Mm -mm. Uh, nu știu, poate e adevărat, poate nu, dar părerea mea e că el uh, a făcut-o intenționat. Pentru că, îți zic, de multe ori am încercat să ne despărțim, mm -hmm. dar au fost momente din astea cu manipulări foarte grave, cu uh, șantaj emoțional, că mă sinucid, că las o scrisoare mm -hmm. și o să fie pe vina ta... Și, logic, un copil de 5, 18 ani... Ce da, te lăsai manipulată. Foarte mult. Uh -huh. Și, ușor, ușor, am zis că văd lucrurile, cum o să decurgă, cum să-i să zic mamei, cum să le zic apropiaților, în general, și ce fac mai departe până să ne spui care a fost reacția părinților tăi, pentru că tu mi-ai spus mai devreme că cumva voi ați făcut, ai fugit de acasă sau te-a cerut în căsătorie sau așa, e o istorie mai interesantă acolo, dar înainte de toate vreau să te întreb ce nu era ok în relația voastră, ce probleme întâlneai tu, ce vedeai tu la acel bărbat și înțelegeai că tu nu o să accepti aceste principii de viață sau acest comportament? Sincer, încercam zilele trecute să-mi amintesc mai multe detalii uh -huh. despre ce-a fost, despre, nu știu, istorioarele sau conflictele cele mai dure și îmi era foarte greu să-mi amintesc de ce, pentru că probabil creierul mi-a șters sau cumva uh -huh. mi-a mi liniștit, mi-a calmat amintirile alea ca să nu mă afecteze, știi, pe viitor. Adică, uh -huh. Gata. Da, da, da. S-a trecut și mergi mai departe. Uh, era mare, mare gelozie, foarte mare. Din partea lui. Da, o să zic asta și și mai apoi, că erau la culme deja, adică, ce, de ce crezi așa? Uh, sincer, nici nu mai țin minte. Era probabil o incompatibilitate. Uh -huh. Chiar pe buni, știi cum? Vorba standard, nu ne-am potrivit cu uh, ale noastre caractere, cam, uh -huh. cam așa, cam așa și a fost. Dar știi cum? Prima dragoste uh, la mai rari oameni care ajung ani buni deja împreună, la mulți ori ia, ori el crește, se dezvoltă, se se schimbă, cresc. Pentru că ai menționat despre prima dragoste, vreau să te întreb, crezi că acea istorie din viața ta totuși e dragoste sau au fost niște sentimente din copilărie, atracție? Tu o poți numi dragoste? Da. Da. Dacă până acum eu ziceam că nu există așa să zici astăzi te iubesc și mâine să te desparți și zici că nu mai iubesc, înseamnă că asta n-a fost dragoste. Dar nu pot zice că n-a fost dragoste, pentru că au fost momente frumoase, au fost momente în care eram fericiți împreună. Și mai ales că am ajuns să am un copil de la el. Ar fi păcat acum să zic ceva rău despre el sau ar fi păcat să zic că n-a fost dragoste, știi. Mm -hmm. Hai să ne spui acum despre cum te-ai decis tu să spui că ești însărcinată părinților tăi și care a fost reacția lor. Sincer, îmi era foarte frică de de acest pas. Mi era foarte frică să-i zic mamei. Uh -huh. Mă duceam la școală total diferită, total diferit. deja vorbeam cu toți colegii, total diferită. Eram pierdut grav și în momentul în care mă gândeam, zic, probabil trebuie să-i zic uh, nanei mele. Uh -huh ea trăiește peste drum de părinții mei și zic că uh, să cer un sfat, știi? Adică mi se părea că la momentul ăla uh, omul care poate să-mi ofere un sfat cum să, cum să le zic părinților este Nana. Și ea mi-a zis Mariana, acum ideal este să ți furi de mireasă, chiuială, așa nu o să aibă ei încotro, știi? Da. Acum parcă ți se pare că e cumva ce este furi de mireasă, ce chiuială care suntem mm -hmm. în secolul 21, ce cu logodnă, cu de aici este furie de mireasă. Uh, dar am ajuns așa pentru că am zis altfel părinților să le zic, mi-e frică. Și la început de octombrie am venit de la școală știind deja ziua în care trebuie să aibă loc această furare și seara am ieșit la întâlnire deja la poartă erau, am văzut erau trei mașini uh -huh. am urcat în mașină și cum s-a închis ușa semnalizare chiuială și am mers mai departe inima mea era pf, jos se zbătea foarte foarte și în timpul ăla mă suna mama, Logica a auzit. Și gen, Mariana, ce e asta? Și zic, mamă, mărit. Și care mărit a trecea ca asta, Și zis, nu, gata, mă mărit. Și nu știu cum acolo, ea mi-a închis, ori, eu i-am închis. Uh -huh. Și gata. Cum am ajuns la casa părinților lui. Uh, am coborât din mașină, am intrat în curtea casei și fratele meu cu mașina din, în urmă era și gen, se zbătea spre mine, gen, Mariana, ce faci? Treci acasă? Uh -huh. Te-ai gândit la mama? Și eu eram, eram... eram un copil, nici nu știu cum să zic, eram... Fără cuvânt, fără... Mi-era frică de tot. Și cineva din din Gașcă a zis, ea e însărcinată. Uh -huh. Și el era... I-a picat fața și pur și simplu s-a întors și a plecat. Eu eram gen, stai la masă, Aici fericire o, să fiți sănătoși să aveți casă de piatră. Părinții lui au reacționat bine și te așteptau acasă. Probabil da. Nu știu cât de sincer a fost până, până în ultimul moment, dar probabil a fost că gen feciorul mamei, tu știi mai bine ce faci, mm -hmm. cam așa a fost. Deși nu pot să zic că am avut o relație foarte, foarte apropiată. Și stând la masă, am primit un mesaj de la mama că gen, uite că ai părinți, acasă nu mai e acasă pentru tine și deja clarific cât ești trăiești, cum știi tu. Pff, ce pot să zic, era grav. A doua zi m-am dus la școală cu ochii în pământ. Încă te-ai dus la școală a doua da. zi. Responsabilă. Și mi se părea că toți știu despre asta. Mi se părea că toți uită la mine. Mm -hmm. Mi se părea că toți mă vorbesc în momentul ăla. Și tot, nu știu ce se întâmpla în jur, că eu nu eram acolo categoric. Eu mă gândeam ce fac mai departe, cum fac mai departe. Cu părinții, 9, dar încercai să-i suni, să le scrii și pur și simplu nu ți răspundeau, evitau sau... Eu nu am încercat să le sun, pare mi se doar seara și era... Ori m-a blocat mama, ori a închis telefonul, ori eu l-am închis, nu mi-amintesc exact, dar știu că nu a mai vorbit. După mesajul ăla, nu a mai vorbit. Până la urmă, m-am luat cu puterile, am venit acasă, am discutat foarte calm foarte calm. Uh, ea mi-a zis câteva condiții. Mm -hmm. Care sunt acestea? Să mă întorc acasă și ea să monitorizeze cum decurg lucrurile la liceu. Mm -hmm. Ea să fie sigură că eu termin clasa 12 -a și merg la examenele de bacalaureat și după aia, gen, fă ce vrei. Uh -huh. Dar tu trebuie să-ți termini studiile. Dar totuși, noutatea că tu ești însărcinată, mama ta a aflat-o de la fratele tău. deci nu i-ai spus? Tu a aflat așa, din toate evenimentele care au avut Eu loc. Eu întotdeauna am fost reticentă, să zic, uh, lucrurile, nu știu, care știu că nu o să le placă sau mm -hmm. o să, să rănească persoanelor apropiate. Mm -hmm. Știind că eu nu știu, da, nu pot să zic că am greșit, dar am, am picat în așa situație, știind că eu sunt acum mică, mică și nu prea am cuvânt, mm -hmm. nu pot să vin să zic mama, auzi nu aveam voce, nu aveam cuvânt. În... Și ea mi-a zis condiția asta doar. Și tu din data ai acceptat -o. Dar nu aveam încotro. Pentru că eu nu voiam să trăiesc acolo. Și speram că așa o să fie mai ușor să mă despart. Mhm. Uh -huh. Dar să nu fi fost aceste condiții puse de mama ta, crezi că ai fi vrut să renunți la școală, la examenul de bacalaureat? Eu cred că în timp da. Pentru că a urmat o perioadă foarte complicată din toate punctele de vedere. Și colegii tăi au aflat că ești însărcinată, că te-a cerut la o vârstă mai mică și povestește-ne despre asta, despre reacția colegilor tăi sau în general a liceului. Da, îți dai seama că într-un oraș mic uh -huh. e foarte ușor să afli ceva, wow, șocant, știi, așa, ceva, o veste mai de ochiată. Și se răspândește foarte rapid. Motiv și se discută, de a vorbi ceva, da. și se înflorește și se inventează atât de fain că ajunge de la capră la cireșe, știi? Uh -huh. Și noi atunci încă, înainte de a spune colegilor în general și a vorbi cu uh, directoarea liceului, a mers la spital pentru că trebuia să mă pun la evidență, deși eu am mers singură încă înainte să-i zic mamei. Am mers singură la ginecolog, am, ca să fiu Dar sigură cât că timp sunt a trecut, Din momentul în care tu ai aflat că ești însărcinată, și până în momentul în care au aflat și părinții tăi. Vreo 13 săptămâni. Mm. Cam așa, deja aveam. Mm -hmm. Și atunci, cam deja au aflat părinții mei. Mm -hmm. Și eu atunci m-am pus la evidență. Eram gen, sunt însărcinată și totul merge așa, cum trebuie. Zic, n-a fost nici gând, nici idee de, de avort. Nici această idee, nici la părinții tăi nu au apărut. Ba da. Ți-au spus despre ba asta. Ba da. Uh, îți dai seama că în, în starea de șoc așa șoc pentru ei, uh -huh. ei nu erau pregătiți pentru așa ceva. Ei nu erau pregătiți să-și să mărite fata la 18 ani proaspăt împliniți și mai ales încă fiind însărcinată în clasa 12. Mama nu și-a dorit așa viitor pentru fata uh -huh. ei. Mama și imagina, o să termin școala, o să trăiesc și anii de studenție, la facultate și după aia îmi găsesc soț și totul foarte bine, știi? Ca în uh -huh. carte. Doar că realitatea este un pic alta și atunci când te ciocnești cu ea, important este cumva să-ți pui prioritățile și să nu te gândești la băi, dar, da nu se poate așa, dar oamenii ce o să zică? Dar nu e normal să, să, să faci așa pentru că iată, de exemplu, ea nu ar face așa ceva. Nu există, nu trebuie sub nicio formă, în nicio situație, nu trebuie să te compari cu cineva ori să, să te gândești ce o să zică alții sau pentru că tot ce urmează, urmează cu tine. Mm -hmm. Doar tu ești în situația asta, nimeni din afară, nu intră în această categorie. Am fost la Chișinău cu mama să facem o investigație, să facem o ultrasonografie, tot cum trebuie. Și chiar medicul de acolo mi-a zis, gen, da, tu ești încă tineric, dar ce-ți trebuie să iei copil? Încă termenul este mic, bei o pasteluță și gata, totul, totul este bine și totul revine la normal. Cum? Cum? Cum străiesc eu cu asta? Cum? Ok, înțeleg că nu o să mai fiu împreună cu el. Înțeleg că mă așteaptă un dezastru cumva la școală, cu burtă, nasc în timpul anului școlar, mă așteaptă examene. Ok, dacă a fost de acolo așa să fie, să se întâmple cu mine, înseamnă că prin asta trebuie să trec. Pentru că dacă, dacă știi, m-am gândit de multe ori, precum ar fi să afli viitorul. Mm -hmm. știi cât de multe ori noi ne gândim ce ar da, fi, da. cum o să fiu peste 5 ani, tu dacă o să știi cum vei fi peste 5 ani tu o să schimbi mm -hmm. și adică întotdeauna o să schimbi viitorul da. istoria, o să schimbi așa și aici, de ce să schimb ceea ce mi-a fost predestinat mm -hmm. deși nu știu, poate cineva se gândește, sau în alte situații se gândește că cel mai bine ar fi fost să beau o pastilă. Sau altcineva în această situație ar zice băi, eu știu că nu sunt cu omul ăsta împreună, sau nu o să fiu, și ideal este să fac avort, să nu mă chinu eu pe urmă. Uh -huh. Eu n-am putut să fac asta. Nu știu. N-am putut. Și atunci când ne întorceam de la spital cu mama, de aici din Chișinău, eu aveam 45 de kilograme, cam cum și acum. Uh -huh. Doar că eram cu șase ani mai mică. Și uh, eram într-o lebuz ne duceam spre gară. Și gata, eram slăbită, îi spuneam mamei, mi se întunică în ochi, cad uh -huh. Și am căzut fără cunoștință într-o lebuz, era plin, arhi plin și cumva m-am trezit deja afară pe o bancă cu mama. Și îmi zici, ce indiferență, nimeni dintr-o lebuz nici măcar n-a ajutat o sărmana femeie cu fata ei sub braț, o trăit-o printre oameni, așa, dar nimeni nici măcar nu a pus mâna să mă atingă. Deși atunci era o zi fericită pentru mine, pentru că prima dată am văzut, uh, am văzut o pe Mira uh -huh. în, din burtă, am și acum o fotografie. Ușor, ușor, a trebuit să merg deja la școală cu această veste, o ce veste minunată. <laughs> Despre cum, are, cum au reacționat de la început profesorii, dacă din partea profesorilor, cei care ar trebui să te susțină în orice situație, cum au reacționat ei și deja dacă ai avut din partea colegilor bullying chiar? Mama a mers direct la directoarea liceului, Liceul Teoretic Alexei Matei și căușeni, uh -huh. doamna Daria Dormengo. Uh, ea a reacționat pentru mine foarte ciudat în această situație, pentru că a zis: Facem totul să fie bine. Vorbim cu profesorii, să fie înțelegători cu Mariana și ea o să frecventeze atât cât o să poată și noi o să o susținem și o să o încurajăm. Sincer, pentru mine a fost șoc. Pentru că de exemplu, la alt liceu din același oraș. Atunci, directoarea nu era să accepte așa ceva. Uh -huh. Știi, și asta, asta este cel mai important. Încurajarea. În momentele grele pe care le întâlnim cu toții, este importantă încurajarea din partea celor care ne înconjoară, uite, chiar în momentul ăla. Și am zis profesorii mă încurajează, adică nu o să-mi fie atât de frică să vin la liceu, știind despre asta, dar, dar era o rușine mare, foarte mare, că gen am făcut sex, știi? Mm -hmm. Prima idee sau prima ce îți bate în ochi când vezi persoana însărcinată în clasa 12, fata însărcinată în clasa 12, oh, da, da. Știi, și asta e culmea pentru că toți fac sex și mai devreme și știi paradoxul cel mai mare e că gen merg cinci fete dintre care una însărcinată toate de o vârstă, într-o clasă de exemplu uh -huh. și la cine o să arăti cu degetul? la cea care e însărcinată uh -huh. deși una poate are șapte avorturi până atunci alta a fost violată din copilărie. Știi? Băi, nimeni nu știe soarta omului. Nimeni nu știe prin ce a trecut. Dar, da, da, ta da, la toți așa le de mult le place să vorbească, să inventeze, vede -o, o propoziție și gata, ei știu toată istoria. Iată, sunt fraze care au fost spuse ție în față sau poate le-ai auzit care te-au afectat atunci pe moment și iată și acum îți aduce aminte de acele fraze urâte și neadevărate despre tine care te-au durut să spunem așa Da, este una și cumva ea e din rusă uh -huh. Pot să o zic? Da, da, da A izalitit uh -huh. Da. Și asta era probabil expresia cea mai răspândită atunci. Uh -huh. Știi că tu, așa, 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 Era cel mai grav când eu deja eram cu burtă și mergeam prin holul școlii și fetele știa așa mergeau. Privirele astea, da. Au fost fete care nu mai voiau să vorbească cu tine, să au renunțat la discuția voastră sau să nu zic prietenie, știi, din acest, din acest motiv. Nu, din contra. Te-au susținut. Da. Eu cele mai bune prietene le aveam atunci în clasă. Știi, adică eram într-o clasă, eram gașca noastră. Și când s-a aflat deja că eu, eu niciodată n-am venit să zic, eu sunt însărcinată. Uh -huh. uh, dar se auzea De la unul, de la al doilea Peste o zi, peste două știi? Și cumva dacă avea cineva curajul Și venea să mă întrebe E adevărat ce m-au zis Că te-ai măritat și ești însărcinată Și eu doar atunci ziceam Da uh -huh. Dar să stau eu așa de vorbă Pur și simplu, da, e, -a, eu sunt însărcinată N-a fost așa ceva Până în momentul în care deja știam că îmi crește burta, și este inevitabil, și toți vorbesc în jur, toți se șoșotesc, dar că uh, oficial n-am venit, venit cu nicio replică, știi, și atunci m-am decis să ies uh, în fața clasei și să zic la toți colegii că sunt însărcinată. Și am făcut-o atunci la ora de chimie, uh -huh. acum îmi amintesc doamna profesoară Căpățână Nădejda, Dumnezeu să o ierte, a fost una dintre profesorii care m-au susținut foarte mult și, știi, nu ca profesor și elev, dar ca prieten, știi? Mm -hmm. Și doar la ea m-am decis să ies și să zic cumva mai, mai liber. Și în momentul ăla, toți băieții din clasă s-au ridicat și m-au îmbrățișat, m-au ridicat și au, -au, îmbrășat, -au, ridicat și au zis frumos, că da, vor fi alături de mine și mă vor încuraja până în ultimul moment. Și de atunci, într-adevăr, băieții erau cei care aveau întotdeauna grijă de mine. La ore, la pauză, când e aglomerații sau ceva, erau ca bodyguards, știi, întotdeauna. Mm -hmm. La cantină mergeam după ora a patra, după lecția a patra, în, în oraș, cumva cantina liceului, în afara liceului, ai uh -huh. de mers vreun kilometru pe jos. Și în pauza cea mare mergeam și mâncam și era iarna, eu deja eram cu burtă și toți băieții mergeau într-o zi unul, într-o zi altul, uh -huh. așa, știi, de, de mână mă țineau. Și aveau grijă cumva de mine. Asta era. Foarte important. Doar că, uite, cumva partea asta bună, 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 s-a trecut și în greutăți din punct de vedere al stării mele fizice. Nu, sincer, nu vreau să zic tare mult sau tare multe detalii despre cât de mult am plâns, cât de greu a fost totuși cu mama să ajung la un numitor comun, pentru că ea totuși nu prea voia să accepte asta. Uh -huh. uh, mie mi-era foarte greu. Încercam de el să mă distanțez și totodată eram între două focuri pentru că aici erau părinții de care eram dependentă, că eram încă uh -huh. copil acasă și de aici era tatăl biologic care precum ar fi devenit viitorul soț. Simți, grija lui, iată, în timpul sarcinii, nu știu, să vină de la școală să te întâlnească, să te întrebe cum te simți și tot așa. Da, iar să fie știi, mai grijuliu, să încerce să, să te întoarcă, chiar dacă el știa că tu iată, vrei să pleci de la el, știi? Era așa, 50 la 50, știi? Dacă, de exemplu, acum, pe moment, el avea grijă cumva de mine. După aia, ori mă mințea atât de grav, ori făcea niște chestii foarte urite în defavoarea și a lui și a viitorului nostru. Știi, care efectiv rămâneai fără, fără grai. Și el atunci plecase, peste hotare, gen să facă bani. Eu am rămas la școală. Am avut to toată perioada sarcinii dureri exorbitante. Pentru că am avut dureri în oase. Nu știu, există așa ceva precum. Nu știu cât e de adevărat, că cum a fost atunci, așa și-a rămas conceptul ăsta, știi, poate este o altă explicație mai, uh -huh. mai modernă. Dar precum duci copilul sau în burtă sau în spate uh -huh. și la mine cumva în spate, respectiv eu așa mărunțică, oasele de la cutia toracică, s-au lărgit atât de tare. Eu aveam o spate, știi, ca de un bodyguard. Și respectiv, dacă oasele astea s-au lărgit, dacă sunt conectate între ele, aveam dureri în picioare, în genunchi, în spate, imposibil, în toată ziua. Și încă și mergeai în toată ziua la lecții. Da. Uh, mergeam în toată ziua la lecții... Până în primul semestru, din al doilea, cam așa, deja am ajuns la un numitor comun cu profesorii, cu directoarea să merg doar la disciplinele la care urmează să susțin examenul de bacalaureat. Uh -huh. Și la celelalte, important să acumulez minim trei note ca să aibă din ce îmi scoate notă, uh -huh. nota de semestru. Și mă duceam doar atunci când era limba și literatura română, matematică, că asta mi-am ales-o în loc de geografie, uh, ce istorie și limba franceză. Uh -huh. Doar la asta mergeam. Când tu ai înțeles că relația cu. iată că părinții tăi, tăi au acceptat situația în care ești Ți-au acceptat și pe tine și pe copilul tău. Adică relația voastră a devenit una foarte bună. Știi, după toate provocările. Probabil momentul ăsta a ajuns deja când am născut. Uh -huh. Pentru că, știi, de obicei perioada de sarcină e una frumoasă. Te bucuri, te simți mult mai feminină. E o altă stare. Uh, bine, din ce le-au uh -huh. tu că urmează să afle asta. Dar uh, și eu, de fapt, urmează să aflu, pentru că eu n-am simțit asta deloc. Eu n-am avut din astea că, gen. Mm, am poftă de ciocolată portocalie, știi? Nu. Eu mă gândeam că. Trebuie să merg la școală, să am trei note, să susțin bacalaureatul. Eu nu, nu aveam momente din astea să mă alint, ori știți, gen să merg pe drum și cumva. Nu ai putut să savurezi din uh, aceste luni. De categoric, sarcină. categoric. Uh, era întotdeauna rușine era întotdeauna inhibare, uh -huh. uh, era iarnă și aveam posibilitatea să port uh, haine mult mai largi uh -huh. și pulovere. Da. Giacă mi-am luat de două mărimi mai mari decât uh, a mea în mod normal ca să nu iasă mult în evidență. Și cum veneam în toată ziua de la școală și plângeam și cu mama plângeam seara și dureri și critică și ochi știi, probabil atunci m-a încerca atât de mult gen, crezi că asta e rău. Stai că-ți arăt peste mm -hmm. o săptămână, știi? Și mai, și mai, și mai. Știi, la un moment dat credeam că nu se mai oprește. Tot ce se întâmplă în jurul meu nu este adevărat. Nu se întâmplă cu mine. Cumva e... Băi, nu, nu. Nu există așa ceva în mm -hmm. mod normal. Și în aprilie, la început de aprilie, am avut o tentativă de naștere, dar că a fost una amânată, că am mers de urgență la Chișinău. Era noaptea și încă încă și atunci țin minte că la spital la maternitate, de fapt. Mi-au făcut o, o, analiză sau nu știu cum să-i zic. Uh, dacă e sarcin, dacă e naștere sau nu. Că după mm -hmm. asta încă o săptămână aveam dureri în vagin. Adică era așa o... o nu, ce Urâtă. Foarte. Uh, deși mi-a zis să rămân pe noapte, că poate o să se întâmple pe noapte alt proces și să fiu dacă ceva pe loc. Și uh, parcă atunci ți minte că era întuneric, era noaptea. Am intrat în, în uh, palată, nu era nimeni. Era mm. întuneric. Nu știu, știi că am filme din astea horror. Horror, da tot întuneric afară, în palat. Eu nu, 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 înțeleg de ce acolo era întuneric. Parcă lumină este, dar era întuneric atunci, știi? Să fie clar totul foarte negativ. Și am început a plânge atunci, în minte. Mă simțeam atât de singură, de prost, că am venit cu mama și cu tatăl biologic. Și deja s-au pornit spre căușeni. Și eu le-am sunat pe drum și zic, nu vreau să rămân aici. Și eu zic, bun, hai, întoarcem și te luăm uh -huh. Și ca peste o săptămână, cam Dar eu deja ieșeam toată ziua la plimbare Intenționat, că am auzit așa Că trebuie să faci cât mai mult uh, uh, Exerciții mișcări. fizice sau mișcări da, Ca să, să provoci mai repede și mai ușor nu știu cât uh -huh. de corect e asta Am auzit și eu, nici eu nu știu cât e de corect Și eu mă țin minte În, în Cu o zi înainte să nasc M-am apucat de curățenie În general la baie Că, uh -huh. Ca să înțelegi Rodeam podul Cu Trăiam dulapuri Și asta nu e chiar bine <laughs> da eu gata și ziceam oricum mă doare tot în toată ziua mm -hmm. ori stau culcată ori stau în picioare și fac ceva nu se schimbă, nu se schimbă poziția dacă stai mai așa este permanent aceeași durere foarte gravă mm -hmm. eu nu puteam să mă întorc de sine stătător mi trebuia să-mi ridic, să ridice cât un picior pentru că muream de durere și a doua zi dimineața mama a plecat la muncă eu eram acasă Gata, permis atunci nu mă mai duceam la școală, că eram gata, iată, iată, pe aici. Și aveam dureri altfel, un pic altfel, dar erau gen, mă apucă, mă lasă, mă apucă, mă lasă. Și am sunat-o pe mama și zic, uite, parcă, bine, bine, totdeauna mă doare tare, dar uite, e un pic diferit. Și a zis, ușor, calm, noi aveam deja geanta pregătită, tot, ușor, calm, sună pe el, să vină să te ia, treceți pe la mine, pe la lucru, urc și eu și ne-am dus la like Chișinău. Dar ieși pe altă ușă să nu te vadă Și eu am ieșit așa frumos și el încet nu m-au văzut nimeni, nici fratele, nici tata, nimeni nu m-au văzut când am ieșit. Ca să înțelegi eu deja pe ce am născut, atunci și ai mei au aflat că sunt cine unchi, cine bunel. Uh -huh. Și ne-am dus deja la Chișinău. Într-adevăr, mi-au zis că da, este proces de naștere, să mă pregătesc. Am mers în palat, ușor, ușor. Cea mai mare frică atunci a mea era, nu de durere, dar cum o să mănânc? Ce? Dacă o să-mi foame? Cum o să mănânc dacă eu o să nasc? Cum o să mănânc? <laughs> Țin minte și acum. Uh, deja se începeau durerile mult mai mari. Eu, la mine nu s-a rupt uh, apa de sine stătător și aveam dureri din astea uh, tot mai, mai, mai mari și mai mari mama era lângă mine și la un moment dat a zis eu ies de aici că nu mai pot să te văd în așa stare, mm -hmm. mi-e greu să te văd cum tot chinui eu ies. Și eu gen, eu întotdeauna am fost uh, cumva inhibată de tot și de emoții și de stări și chiar și durerea, atunci eu o țineam în mine, știi, că mod normal atunci când ești în proces de naștere, strig auzeam, știi cum strigau acolo, le parcă le tăiau dar eu eram gen cap în piernă și doar așa și zic, băi, dar poate trebuie să țip și eu, poate vine cineva la mine poate eu, poate eu gata, deja nască dar eu, știi, țin în mine și am început a striga și am zis băi, dar parcă e mai ușor când țip, știi și la un moment dat deja a venit medicul de fapt sora medicală și mi-a zis că da, eu gata eram deja leșinată acolo de durere de și noi ne-am înțeles cu medicul să am injecție epidurală care, pe care ți-o bagă, în ți-o introduce de fapt, injectează în coloana vertebrală uhum. jumătate de corp de la jumătate în jos să-ți amorțește și, gen, tu naști normal, ca un om adecvat. Gen, vorbești cu medicul, mm -hmm. calm, știi? Uh, și mi-au pus în in injecția, mi-au injectat-o, dar trebuia, de fapt, mult mai devreme, că ăsta și este scopul, să nu simți durere. Dar eu deja aveam mari, mari și vine sora medicală și zicea, o, dar trebuie de când încă vreo două ori în urmă să ți pun. Și gen, așa pe scaun, cu picioarele drepte, așa 90 de grade să fie, cu mâinile pe, pe genunchi și stai dreaptă, dreaptă. Și zic, cum stau, mă apuc, m m m vârcolește. Și nu știu, a prins probabil momentul când a fost câteva secunde de pauză, mi-au introdus injecția și gata. Și e gen, nu te-a durut deloc? Zic, nu. Și ea zice, leu dar la tine deja procesul e grav început. Am născut. Gen, în mod normal, când primești copilul pe brații, ești bucuroasă, plângi. Dar eu eram așa. Gen, nu știa ce... Da? Dacă... Am născut e copil al meu ce se întâmplă? Unde sunt? Și mai ales când ai mei s-au dus și ce în minim au dus în palată cu alte două mămici, copii. Și eu zic, eu singură? Ce fac copilul ce ăsta? Fac? Cum eu singură să-i pun scutec Pe mine m-au cusut și mi-au zis să nu mă ajez două săptămâni. Și cumva, gen, da, cum eu să am grijă de copil fără să mașez, acum, dacă eu singur, merg așa. Uh -huh. știi, pinguin. <sighs> și a, începeau și durerile grave, când deja a trecut anestezia. După ce am născut, de fapt, îți spun că aveam foarte mari dureri uh -huh. deja la nivel de vagin și într-atât de mari încât era sigur lacrimi, era sigur stres și nu aveam nici lapte, nici nimic, pentru că totodată și uh, când uh, copilul voia să mănânce sân, era o durere enormă, de parcă copilul nu are atunci dinți, uh -huh. da, el parcă atunci are. Și cumva așa și aici, și aici, și aici, ce vreze la mine? Nu pot, nu, nu fac față. De aici acolo mi s-a creat un fel de reacție adversă sau un fel de alergie. Stăteam iată așa și mama, sărmana, stăte și mă unge ușor, ușor, că cumva măcar cât de cât se prind acolo. Pentru că o lună după ce naște ai și menstruație. Și acolo niciodată nu-i nu uscat ca să prindă. Și cât de cât s-a liniștit tot, și a început durere în partea dreaptă foarte mare, cumva era și mai inflat și mai inflat și mai inflat. Și am mers la ultrasonografie, la căușeni, și medicul îmi zice, imagist îmi zice, du la baie că vezi că urinare e plină. Zic, nu, vreau. Și el zice, stai, 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 stai și asta. De fapt, acolo era un ovarian gigantic pe ovar de 13 cm. Nu știu cât, 13 cm. Și îmi zice, cum tu stai cu chistul ăsta, trebuie să mergi urgent la medic. Am mers acolo la Căușeni, mi am zis că, băi, da, e grav, într-adevăr, dar hai să mergem pe altă cale, adică să nu mergem la intervenții chirurgicală, dar să încercăm prin antibiotice. Și mi-au pus 10 zile de epicurători. Uh -huh. Ca să înțelegi, eu, după naștere, eram tot rotunjură, pentru că eu de la 45 inițial, când eram ultimile zile încă în burtă cu mira, eu aveam 63 de kilograme. Adică plus uh -huh. copilul și eu eram rotunjoară frumuşică. Uh -huh. După aceste 10 zile de um, antibiotic, s-a scurs de parcă știm m făcut așa și gata. Am, am revenit la slăbănagă cum și eram. Și fără succes ca să înțelege cele 10 zile și am mers la Chișinău și medicul de acolo când m-a văzut a zis băi, voi glumiți? De urgență trebuie intervenție. Și în ziua aia am avut operație. Și zic, cum? Eu am născut natural și voi vreți să mă tăieți acum? Și cu ațele încă, încă cu sută, M-am dus la ultimul sunet. Am și poză. <laughs> Neapărat trebuia să mergi acolo. Tu ți-ai dorit sau Dar, trebuia? Știi, de parcă nu se pune întrebarea, știi? Atunci eu n-aveam, n-aveam uh, cumva analiza. Mm -hmm. Eu aveam... Știai că trebuie. Trebuie să merg, trebuie să fac, trebuie așa. Mm -hmm. nu, nu, nu ziceam... Hmm, da, eu nu mai ce am născut, eu am avut operație, eu trebuie să stau N-aveam așa ceva, știi? De obicei așa ceva își permit oamenii care se iubesc. Eu atunci nu mă gândeam la mine, da, hăt. Eram nici pe a doilea, nici pe a treilea uh, rând. Uh -huh. Ce ține de relația cu tatăl biologic a fetiței tale? Când ați înțeles că trebuie să puneți punct relație? Pentru că totuși câțiva ani ați mai stat împreună. Am încercat să stăm după ce am născut deja. Atunci el cumva era mult mai aproape. Parcă și părinții mei se uitau altfel. Uh -huh. Pentru că avea grijă, știi, cumva mă ajuta, era lângă mine. Și asta până în momentul în care eu deja m-am dus la Chișinău. Părinții mei erau cu Mira acasă. Eu tu ai depus la universitate? Da, în vară am depus la finanțe și bănci, la asem și din septembrie eu mergeam la facultate. Uh -huh. Eram cu el la Chișinău. Și uite de atunci, atunci de fapt s s-a început atât de mult nervi, atât de multe urmăriri fugăreală prin oraș eu fugeam el din urmă eu ieșeam cu fetele el mergea cu mașina din urmă să mă urmărească adică erau multe momente din astea ua, foarte urâte și totodată eu ziceam că băi, tu ești doar tată al copilului, tată biologic atât, mai mult nu Acum nu mai ține legătura cu nici cu Mira, nici cu tine? De foarte mult timp. Bine, de foarte mult timp de când? Vreo. patru ani, trei. Mira nu întreabă despre el, nu. Uh, își, își amintește ceva sau. Ea parcă mai avea niște frânturi mai înainte, dar ea era prea mică să înțeleagă asta. Uh -huh. Deși acum, fiind deja cu actualul meu soț, uh, am ajuns odată la discuția conștient. Uh, am vorbit cu ea despre faptul că, uite, uh, tati nu este tatăl tău de la început. El cumva a apărut în viața ta mai apoi. Uh -huh. uh, există un alt om bărbat cu care mami a fost împreună, dar câte uh, așa s-a întâmplat că ei nu mai sunt împreună, el nu mai... Este în viața noastră, el nu se interesează, nu face nimic, dar și nici nu trebuie să, să ajungă cumva la el sau la rude nu vreau nimic. Dar totuși, eu o să te întreb în cazul în care el își amintește și dorește din nou să facă parte din viața fiicei lui, o să îi permiți, o să accepti asta ușor? Nu, nu prea cred. Uh, știi, nu am acum nimic rău, ură față de el. Îmi dau seama că am fost și eu copil, și el copil, și la gândire, la minte atunci. Și cumva, poate, nu era momentul în care, într-adevăr, puteam să fim împreună. Uh, sper eu că pe el l-a ajutat această lecție de viață și cumva altfel a privit lucrurile, privește de fapt. Uh, și sper că este fericit acolo unde este, cu cine este, uh -huh. dar uh, acum să apară și cumva să încerce să se bage în viața mirei, depinde. Eu, de exemplu, n-aș vrea acum ca el să se implice, ori să apară, ori să încerce cumva să fie prezent în viața ei. Pentru că pentru Mira o să fie o bulversare foarte, foarte mare. Ea efectiv nu o să înțeleagă ce se întâmplă. Uh -huh. Când o să crească mai mare, sunt conștientă de faptul că ea o să vrea să afle cine este tatăl ei biologic, sunt conștientă de faptul că ea o să vrea să se întâlnească cu el, să vorbească. Nu o să am nimic împotrivă. Pentru că știu că dacă o să-i interzic, eu oricum o să fac asta. Uh -huh. Și dacă o să creeze o relație cumva amicală în timp cu el, ok. Este viața ei, știi, până la urmă. Acum noi suntem responsabili de viața ei. După 18 încolo, lasă să, să se descurce și că știi. Din toată istoria asta ta pe care acum ai împărtășit-o și cu noi, care este lecția pe care ai învățat-o în primul rând tu. Orice s-ar întâmpla acum cu tine, nu încerca să ignori. Nu încerca să fugi. Chiar și trecutul. Nu încerca să zici mi-a fost rău atunci, urăsc momentul ăla. Nu datorită momentelor alea care au trecut, care au fost foarte grele, foarte complicate, foarte multe coborâșuri, datorită lor, acum ești cine ești. Pentru că vorba aia, ce nu ne lovește, ne face mai puternici. Dacă o să înțelegi că tot ce se întâmplă în viața noastră sunt niște lecții sunt niște experiențe pe care neapărat trebuie să le trecem noi, nu prin intermediul cuiva, nu prin influențele cuiva, noi cu noi. Dacă nu o să le acceptăm că asta se întâmplă cu mine, asta trebuie să se întâmple cu mine, te cumva negi existența ta, știi? Ceea ce se întâmplă despre tine, ceea ce se întâmplă cu tine, acceptă prezentul și trăiește clipa acum, mai ales știind că ai un copil lângă tine, în burtă sau urmează să, să apară și mai ales știind faptul că nu o să fie împreună ori el este un a, nemernic și face doar rău. Prinde curaj, ori dă-i papucii, ori acceptă și nu te mai plânge. Pentru mm -hmm. că noi ne plângem, dar nu facem nimic pentru a schimba ceva. Înseamnă că nouă ne place asta. Adică nu mai bușii dacă nu faci nici o schimbare. Mm -hmm. Și faptul că e, îți este greu acum, e normal. Toți oamenii trec prin greutăți. Și mai complicate, și mai dureroase, și mai grave toți, absolut, în diferite perioade vieții. Doar trebuie să fim puternici cât de banal asta n-ar suna.